Bună seara! Astăzi vom continua să vorbim despre cuvântul cuore și, în mod deosebit, vom vedea trei expresii des întâlnite în limba italiană în care acest cuvânt se folosește. Prima, piangere il cuore, adică literal ar fi mot-a-mot, a plânge inima, și înseamnă să simțim durere pentru cineva sau pentru ceva. Să vedem un exemplu. Mi piange il cuore a vedere quella ragazza così triste. Adică, mă doare inima să văd acea fată așa tristă. A doua expresie. Stare a cuore. Mot-a-mot ar fi a sta la inima. Și înseamnă să simțim afecțiune față de cineva sau ceva. Mi sta a cuore la salute di mio figlio. Țin mult la sănătatea fiului meu. A treia expresie este avere un cuore di pietra, adică a avea o inimă de piatră sau insensibilă. Quell'uomo ha proprio un cuore di pietra. Acel bărbat are chiar o inimă de piatră. Pentru astăzi am terminat mini-lecția și mi piange il cuore, dar trebuie să vă las. Ciao, ne vedem mâine!